Bună ziua, sunt Rodica Cocalea și astăzi vom discuta despre proprietățile triunghiului dreptunghic. Un scurt istoric, Euclid din Alexandria este matematician grec, a trăit între anii 325-265 înainte de Hristos, pe timpul domniei lui Ptolemeu I. În cartea lui, celebra lui carte Elemente, a introdus un sistem riguros de dovezi matematice care constituie baza matematicii încă și astăzi, deci timp de 23 de secole. Euclid a inițiat tradiția de a indica sfârșitul unei demonstrații prin expresia latină quod eram demonstrandum, adică ceea ce trebuia demonstrat. Într-o anecdotă se povestește că Ptolemeu I l-ar fi rugat pe Euclid să-i arate o cale mai ușoară ca să înțeleagă geometria. Iar Euclid ar fi răspuns: în geometrie nu există drumuri speciale pentru regi. Să începem. Triunghiul dreptunghic este un triunghi care are măsura unui unghi de 90 de grade. Laturile care formează unghiul drept se numesc catete. Latura opusă unghiului drept se numește ipotenuză. Iar celelalte două unghiuri, e vorba de unghiul B și unghiul C, sunt unghiuri ascuțite și pentru că suma unghiurilor într-un triunghi este de 180 de grade, atunci unghiul B și C vor fi unghiuri complementare, adică suma măsurilor lor de 90 de grade. Proprietățile triunghiului dreptunghic. Dacă triunghiul este dreptunghic isoscel, adică are catetele egale, avem triunghiul ABC, măsura unghiului A de 90 de grade și AB congruent cu AC. În acest caz, unghiul B și C, deci unghiurile alăturate ipotenuzei, vor fi congruente și vor fi de 45 de grade. Se poate enunța și teorema reciprocă. Dacă într-un triunghi dreptunghic un unghi ascuțit are măsura de 45 de grade, atunci acesta este triunghi dreptunghic isoscel. Proprietăți legate de triunghiul dreptunghic. Teorema unghiului de 30 de grade. Deci, într-un triunghi dreptunghic, un unghi cu un unghi de 30 de grade, cateta opusă unghiului de 30 de grade are lungimea egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei. Deci dacă avem triunghiul ABC cu unghiul A de 90 de grade, unghiul B de 30 de grade, cateta opusă unghiului B, este vorba de AC, va fi egală cu ipotenuză pe 2, lungimea ipotenuzei pe 2. Da? Deci dacă BC-ul, de exemplu, are lungimea 2x, să zicem, atunci AC-ul va fi x. Reciproc, într-un triunghi dreptunghic, dacă lungimea unei catete este jumătate din lungimea ipotenuzei, atunci unghiul opus acestei catete are măsura de 30 de grade. Iată alte proprietăți ale triunghiului dreptunghic legate de mediana corespunzătoare a ipotenuzei, deci cea care pleacă din vârful unghiului drept. Într-un triunghi dreptunghic, mediana corespunzătoare a ipotenuzei are lungimea egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei. Deci, în triunghiul ABC avem unghiul A de 90 de grade. Dacă AN e mediană, înseamnă că unește vârful A cu mijlocul ipotenuzei, M. Asta înseamnă că BM și MC vor fi congruente. Iar teorema ne zice că mediana AN este jumătate din BC. Deci, cu alte cuvinte, AM va fi egal cu BM, respectiv cu MC. Teorema reciprocă, dacă într-un triunghi mediana corespunzătoare unei laturi are lungimea egală cu jumătate din lungimea laturii corespunzătoare, atunci triunghiul este triunghi dreptunghic. Și de asemenea, știm că un triunghi dreptunghic se poate înscrie într-un semicerc. Înseamnă că triunghiul acesta
Dacă aici este unghiul, acesta va avea 90 de grade, pentru că BC-ul este diametrul cercului, BO și OC vor fi raze în cer, AO de asemenea este și mediana corespunzătoare ipotenuzei, dar și raza cercului. Deci înseamnă că centrul cercului circumscris unui triunghi trepunghic se află la mijlocul ipotenuzei. Iată o aplicație. Asociați elementele din coloana A cu elementele din coloana B, astfel încât propozițiile anunțate să fie adevărate. Unghiurile ascuțite ale unui triunghi dreptunghic sunt complementare. Da? Am un unghi de 90 de grade, înseamnă că suma celorlalte două va fi tot de 90 de grade. A doilea anunț. Laturile triunghiului echilateral sunt congruente. Conform definiției, laturile unui triunghi echilateral sunt de lungime egale. Dacă un triunghi dreptunghic are măsura unui unghi ascuțit de 45 de grade, atunci triunghiul este dreptunghic isoscel conform enunțului reciproc, teoremei reciproce date la triunghi dreptunghic isoscel. Dacă un triunghi are două laturi perpendiculare, având două laturi perpendiculare înseamnă că triunghiul este dreptunghic, iar aceste laturi se vor numi catete. Un triunghi isoscel care are un unghi de 60 de grade devine triunghi echilateral. Și ultimul enunț, dacă într-un triunghi mediana este jumătate din latura corespunzătoare, atunci înseamnă că triunghiul este triunghi dreptunghic. Să facem și următoarea aplicație. În triunghiul ABC, măsura unghiului A este de 90 de grade, BC-ul, deci aici avem un drept, BC-ul este egal cu 12 cm. D este mijlocul lui BC, deci înseamnă că CD și DB vor fi segmente congruente. Atunci, automat, AD este vorba de mediană în triunghi dreptunghi, mediana corespunzătoare ipotenuzei. Deci, dacă avem triunghiul ABC cu măsura unghiului A de 90 de grade, de mijlocul lui BC, atunci, conform teoremei enunțate înainte, deci conform teoremei mediane, să zicem AD va fi egal cu ipotenuza pe 2, deci BC supra 2, deci egal cu 12 pe 2, egal cu 6 cm. Deci AD-ul este 6, cum D este mijloc, de asemenea și CD va fi egal cu DB, egal de asemenea cu BC pe 2, deci tot 6 cm. Să stabilim natura triunghiurilor ADC, respectiv ADB. Deci, triunghiul ADC, observăm că CD și AD sunt congruente, având fiecare 6 cm. Deci, triunghiul ADC, AD egal cu DC, egal cu 6 cm. Asta înseamnă că triunghiul ADC este triunghi isoscel. Și, de asemenea, triunghiul ADB pe aceleași considerente, AD egal cu DB egal cu 6 cm, triunghiul ADB este isoscel. La punctul C, dacă măsura unghiului C este de 30 de grade, să calculăm
segmentele AB, respectiv lungimile segmentelor AB și AD. AD-ul îl știm de 6, deci e vorba de lungimea lui AB. Deci unghiul C este de 30 de grade, atunci în triunghiul ABC, măsura unghiului A de 90 de grade, măsura unghiului C de 30 de grade, conform teoremei unghiului de 30 de grade, cateta opusă unghiului de 30 de grade, deci e vorba de AB, are lungimea jumătate din lungimea ipotenuzei, deci egal cu BC pe 2, 12 pe 2 egal cu 6 cm. Și atunci constatăm că AD, DB și AB sunt toate congruente, deci cu alte cuvinte, triunghiul ADB devine triunghi echilateral și atunci perimetrul triunghiului ADB pentru punctul D, cerința de la punctul D, va fi egal cu de 3 ori latura, adică de 3 ori AB, de exemplu, deci 3 ori 6 egal cu 18 cm. Mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!